Cum aș putea eu, Doamne, să mă arăt cu nemulțumire în fața Ta, chiar și atunci când Tu îmi trimiți încercări spre a mă smeri și spre a-mi îndrepta sufletul? Cum aș putea eu să las pe cei vicleni să îmi slăbească credința în Tine? Cum aș putea eu să nu mă bucur de această zi cu inima împăcată, știind că Tu veghezi asupra mea și luminezi mereu calea mea? Văd zilnic, Doamne, cum cei fără credință se lasă pradă grijilor și cad în prăpastia deznădejdii, dar eu aștept venirea Ta și mă încred cu totul în salvarea Ta. Amin.